Că ne-am citit 11 minute și Viorica. Da, 11 minute și Veronica se hotărăște să moară. Viorica nu știu ce vrea să facă, probabil că stă în carantină. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă vorbesc despre cărți abandonate, cărți pe care eu nu le-am putut citi în anul acesta. Rămâneți! Nu știu, de vreo lună sau de vreo 2 luni văzusem la un moment dat pe ceva în grup, cineva a întrebat ce faceți cu acele cărți care vă chinuie mai mult decât să vă placă. Nu știu cum sună întrebarea, dar așa, cam asta era sensul ei. Și eu am zis, bun, dacă mă chinuie mai mult decât îmi face plăcere să o citesc, atunci o abandonez. Și Cotilia a spus că dacă ea tot a dat banii pe aia, o citește până la capăt, stoarce toate picăturile din ea. Mă gândeam, deci dracu să vreau să mă chinui pe banii mei, adică pe lângă că pierd banii ăia, mai pierd și timpul să citesc o anumită carte. Și am zis, nu, eu nu. Aceste cărți pe care vi le prezint astăzi nu sunt cărți rele, dar sunt cărți cu care eu nu am putut să rezonez. Nu știu, nu sau aliniat astrele, nu s-au potrivit lucrurile în așa fel încât să pot să le asimilez eu și atunci am văzut că lucrurile stagnează, le-am dat încercări peste încercări, nu a funcționat și atunci îmi pare rău, nu mi se potrivesc mie ca și gusturi, poate la un moment dat o să mai încerc să le reiau, poate nu, cine știe. Prima carte pe care vreau să o pomenesc este o carte care am vrut din suflet să-mi placă, este aceasta, Maestrul și Margareta, de Mihail Bulgakov. Voiam din suflet să-mi placă, pentru că la un moment dat, într-o întâlnire informală, cineva, o persoană a recomandat această carte, spunea că e o carte pe care el o consideră valoroasă sau, mă rog, are ceva. El, adică, mă rog, persoana respectivă era un bărbat. Și îmi doream foarte mult să o citesc, cumva să-mi fac o idee despre el, să pătrund așa în mintea lui, dar n-am reușit. Mi se pare că aduce puțin Eugen Ionesco sau a Matei Vișnec, cumva, ușor, ușor. N-am reușit să rezonez. Nu știu, erau câteva salturi atât de bruște. Odată eram în Rusia și urmăream personajele de acolo și pe urmă ajungeam la Isus și la Pilat. Adică, da, nu știu. Poate o să mai urmăresc, o să mai încep o dată, nu știu. Îmi pare foarte rău pentru ea. Dar, în schimb, este o carte bună, adică este scrisă bine. Traducerea pentru versiunea asta este destul de ok. Îmi pare rău pentru ea. Din asta am citit atât. Ce am citit? Atât nu. 149 de pagini. Da. O altă carte care voiam mult să-mi placă a fost aceasta de John Nesbo, Liliacul. Multă lume vorbește acum despre John Nesbo, toată lumea este nebunită de John Nesbo, dar am vrut și eu să încerc John Nesbo. Scrie ok, dar nu știu, n-am reușit să mă conectez la personaje. Ceva nu funcționa cu noi, cu toate că mi-mi plac romanele polițiste, să mă rog, cu acțiune mai încălcită. Nu. Am ajuns până la pagina 168. Deci cam atât am citit. Cam atât am citit partea asta din ea. Să vedem un pic semnul. Dar nu am reușit. Nu știu, n-am reușit să mă conectez la personaje. N-am reușit. Mi se părea foarte multă vorbărie, prea puțină acțiune sau nu știu, poate m-a prins pe mine într-o perioadă mai aiurea. Sincer, nu cred că o să mai încerc curând de la John Nesbo ceva. Pentru că în liceu citeam foarte mult de acest autor. Era foarte la modă atunci cu operele sale. Am încercat și asta de Paulo Coelho, Domnișoara Diavolul și Domnișoara Prim.
Asta am primit-o la un moment dat de ziua mea, de la cineva. Mi-a plăcut ideea. Uite, am primit Paulo Coelho. Nu mi-aș fi cumpărat Paulo Coelho, sincer. Dar era așa cumva o chestie, că mă întorc la autorul pe care îl citeam în liceu. Deci în 2000 a apărut prima dată A Demonio e Señorita Prim. Da. Bun, dar n-am reușit asta. Încă mai puțin am citit din ea. Până la pagina 28 am ajuns eu. Asta mi se părea că e cum una telenovela. Deci chiar ca o telenovela. N-am urmărit foarte multe, dar mi se părea, nu știu, așa foarte melodramatică, cumva puțină acțiune, prea multă introspecție și introspecție dusă așa, v-am zis, într-o formă sau într-un punct melodramatic, prea, nu știu, exagerat pentru gusturile mele și pentru ce nevoie aveam eu în perioada asta. Nu știu dacă o să mai revin la ea. Cu toate că pe vremea când am citit 11 minute și Viorica da, 11 minute și Veronica se hotărăște să moară. Viorica nu știu ce vrea să facă. Probabil că stă în carantină. Dar nu știu dacă o să mai revin la ea, cu toate că pe vremea aceea, în liceu, mi-au plăcut acele două titluri ale sale. Și încă o carte despre care voiam să vă vorbesc este aceasta. Autor român, Raluca Butnariu, sau Butnariu, scuze, Umbra Nopții. Este o carte bună, trecând peste micile greșeli de tehnoredactare și altele, este o carte bună, aduce stilul clasicilor romantici. Mi-amintea foarte mult de Zevanco și de Dumas. Doar că, nu știu, nu, ceva, n-am reușit să mă conectez nici cu personajele astea. Aveam alte nevoie, cu siguranță. E o carte bună, vă recomand, chiar vă rog să îi dați și acestea o șansă. Dar pentru mine nu a funcționat. Nu, cumva, am citit probabil foarte multe cărți de genul ăsta la un moment dat și acum cumva am alte nevoi literare. Acestea sunt. Nu sunt cărți rele, dimpotrivă. Atât doar că nu am reușit noi să ne conectăm într-o formă suficient de ok. Nevoile mele erau altele din punct de vedere literar și asta este. Ce cărți n-ați reușit să citiți și ce faceți cu ele până la urmă? Le abandonați? Le mai dați o șansă? Trageți de ele până le terminați? Da, sunt mai multe variante. Lăsați-mi în comentarii dacă titlurile care v-au chinuit pe voi și felul în care voi ați gestionat situația asta. Aș fi foarte curioasă să văd, poate să regăsesc lucruri de pe lista mea. Nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri, iar până data viitoare să citiți mult!